this was a big win for us because you have to protect home in the Euro Cup. They're a good team. I think they missed a lot of open shots, but you know, when you go on the road, you know, in the Euro Cup, every point counts. So we was happy to get the victory. That's one thing about advancing to the next round. Every road win that you can get is good, but you have to protect home and make sure that you play all 40 minutes. So this was a big win for us, big confidence booster playing against a good team. Now we have to go and continue to get better because the games will get harder. We have good chemistry. That's the big thing when putting the new team together. I have great offensive players, and my job is to get them the ball in the position to score. I did turn the ball over a lot tonight. I have to work on this, but my job is to get everybody involved, and I think I did a good job tonight. I couldn't sleep thinking about this game, so this is the only thing that matters for me. E unul dintre cele mai bune meciuri care de când sunt eu antrenor la un nivel înalt. Asta e un nivel înalt. În atac, 100 de puncte împotriva echipei care a jucat Euroliga, seamănă mult. Și apărare bună, la anumite momente n-am fost deștepți, dar momentele au fost puține. Am controlat tot meciul. Am avut o scădere care a ajuns el la 10-12 puncte, dar totuși e mult. Felicitări băieților care a jucat extraordinar, a respectat totul, s-a luptat. Ați avut o întrebare pentru el, dacă a fost relaxați ei. N-a fost relaxați deloc, numai ca și ei sunt obosiți. Ei a jucat meci duminică seara în campionatul acolo lor și a jucat cu Žalgiris, care e tot echipa din Euroliga. Noi am jucat sâmbătă seara, adică am avut o zi în plus pentru recuperare, pentru odihnă. De multe ori, după meciurile câștigate, spune că apărarea a câștigat meciul. De data aceasta se poate spune că atacul a câștigat. Nu poate să se spune, deci am jucat apărare și seara asta, extraordinar. Numai că poate nu se vede că 80 de puncte, adică nu sunt puține puncte, 80 care am primit, dar să știți că s-a luptat băieții și potriva echipei care e foarte bună ofensiv. Două meciuri câștigate din două este extraordinar, dar mergem mai departe, urmează Banvitul, urmează Hapoelul, urmează niște echipe care sunt foarte puternice. Așa că, da, normal că contează și diferența, că poate la final, poate mai intri în niște cercuri și așa, 20 de puncte ai în plus în fața echipei care o să fie sus, sigur, deci e bine. Și eu am fost stresat cu gândul, așa, dacă eu țin minte ce s-a întâmplat anul trecut, care după aceea am bătut Khimki în deplasare aici, am pierdut de la turci și s-a accidentat Flowers, dacă țineți minte. Și știți cum se zice ăla, că cine se arde odată, suflă și la iaurt, nu? Adică m-am gândit la asta, mi-a venit imaginele de anul trecut și zic, hai că dacă există ceva, nu știu ce e Dumnezeu, așa, deci trebuie să, am ajuns acea situație, deci trebuie să batem așa. Și de-aia sunt bucuros. Și foarte mulțumit cum s-a jucat.